Către Salvamont și Jandarmerie Montană. Pentru prima dată achiziționăm un număr de mașini standardizate de intervenție în zonele montane. Și județul dumneavoastră, normal, e unul dintre județele cele mai complexe în acest domeniu și din acest punct de vedere. Așa că, în cursul acestui an, vor sosi primele mașini și sper că iarna viitoare o să le aveți în dotare deja. Mașinile includ echipamente individuale de salvare montană pentru cei care lucrează cu salvamontiști, dar și posibilitatea de acordare de prim ajutor și de transport pacient pe tancă până la cel mai apropiat punct de unde poate fi preluat de ambulanță sau de smurt sau de alte mijloace de intervenție. Deci asta este un pas care îl consider major, pentru că cred că altădată salvamontul n-a avut astfel de locări sau jandarmerie pe plan național standardizat. Și aici vine în sprijinul inclusiv al autorităților locale care, sau județene, care au salvamontul în structura lor.